Da. Revolta este extrem de mare în momentul de față în societate, o vedeți și dumneavoastră. Atâția ani s-au petrecut acolo niște ilegalități, atâția ani nimeni n-a știut ce se întâmplă, atâția ani toată lumea a trecut pe lângă acea parcare unde se desfășurau astfel de activități comerciale. Și nimeni n-a știut, n-a venit ANAF-ul să întrebe voi de ce nu plătiți impozite, n-a venit nimeni din cele șapte autorități că acolo să întrebe. Trebuie închis totul. Exact. Da. Voi ce faceți? Pentru că, iertați-mă, atunci când se închide un punct de lucru și acolo nu se întâmplă nimic, nimic înseamnă nimic. Nu înseamnă că mai facem câte ceva aproape de apusul soarelui. Da. Nu se poate. În alte ordine de idei, chiar povesteam cu colegii de la PUSL azi dimineață, ceea ce revoltă iarăși foarte mult este lipsa de umanitate. Dincolo de legi, norme și proceduri, haideți să nu uităm să fim oameni. Ceea ce se întâmplă acum cu rudele victimelor, da? Da. Acea tânără tocmai și-a pierdut ambii părinți într-o deflagrație, într-un incendiu, da? Da. Și ea nu are voie să intre în casa părinților ei. E bănuită că filmează ceva cu telefonul. Acolo este și un pericol încă la atât de multe zile. Știm că sunt două cisterne care ar putea să explodeze în permanență. Pompierii de acolo ud acele cisterne așa încât să nu existe. Există acest pericol? Da, poți să intri însoțit, să faci în așa fel, nu să iei la bătaie. Da, numai puțin. Pericolul nu e același dacă ești însoțit sau nu. Dacă e pericol, e pericol. Așa nu e. Vă supărați. Haideți să nu ne păcălim. Și ați văzut ce spunea, nu știu dacă s-a auzit și acum, eu am auzit mai devreme când a spus fata celor doi decedați. Nu ne lăsau să filmăm ca să nu dăm la televizor. Să nu dăm la televiziune. Da. Nu vă supărați, televiziunile au salvat oamenii în toată această perioadă. I-au salvat, asta spuneau și părinții, spre exemplu, părinții copiilor decedați la 2 mai. Avem nevoie de televiziune pentru că televiziunile spun adevărul. Da. Și din păcate asta vorbeam și cu doamna doctor Monica Pop, ies lucrurile urâte pentru că acestea trebuie rezolvate. Acesta sigur, este marea problemă. E foarte important să prezentăm și reușitele. Așa este. Categoric. Și să le vedem. Vreau pentru că